Până la Metaverse ne întoarcem la BVB. Acțiunile Bursei de Valori București vor fi incluse din 19 septembrie în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente, anunță furnizorul de indici. Și pentru companiile de la noi sunt vești bune, celor 12 incluse deja în FTSE li se alătură Bitnet Group, a cărei acțiuni vor fi reincluse în FTSE Microcap. Acțiunile MedLife România și One United Properties vor trece de la Small Cap la Mid Cap. Acțiunile companiilor Banca Transilvania, OMV Petrom și Nuclear Electrica vor trece de la Mid Cap la Large Cap, iar acțiunile Impact Developer and Contractor vor fi excluse din indicii FTSE Global Micro Cap, după ce capitalizarea bursieră totală a companiei a depășit pragul maxim al indicelui FTSE Micro Cap. Din 19 septembrie, așadar, România va avea 13 companii incluse în indicii FTSE Russell dedicați piețelor emergente. Noi discutăm subiectul cu Paul Maior, președinte Invest Club. Salutare și mulțumiri pentru o discuție ce urmează. Mulțumim că ni te-ai alăturat din nou. Prima întrebare și cea mai importantă, poate, în ordinea pe care în care am făcut și prezentările, cât de mare este sau cât de importantă este includerea acțiunilor BVB în indicii FTSE Russell Microcap? Ce aduce asta cu sine, cumva? Ce să înțelegem din acest anunț? Da, upgradarea pieței de capital din România la un nivel mai bun pentru FTSE Russell e foarte important pentru că aduce o lichiditate mai bună pe acel emitent. Și aducând o lichiditate mai bună pe oricare emitent care e inclus în acel indice, evident și piața de capital crește și economia românească e văzută mai bine. Deci e chiar o veste foarte bună. Gândiți-vă că în septembrie 2020 a venit prima dată anunțul acela în care România a fost upgradată de la piața de frontieră la piața emergentă secundară, care a fost o veste bună. Putem spune că și din acest motiv acțiunile de pe piața de capital din România au avut un motiv de creștere, pentru că trebuie să recunoaștem faptul că în piețele emergente sau în piețele dezvoltate sunt mult mai mulți bani decât sunt într-o piață de frontieră, și atunci intrând România sau companiile care sunt listate pe piața de capital din România în acel indice, intră o mare parte din banii care sunt rezervați pentru acel indice. Multă lume se gândește că la cine vrea să investească în România, că e o țară mai mică și așa. E bine să știți că sunt foarte multe fonduri de investiții care ar vrea să investească în România, doar că nu pot din cauza că nu avem acel statut de piață emergentă, piață emergentă secundară, piață dezvoltată și așa mai departe, sau chiar inclusiv să intrăm la categoria aceasta de mid cap, large cap sau oricare ar fi upgradare, e un lucru bun pentru că înseamnă mai mulți bani pe piață. Bun, apropo de asta, ce presupune trecerea de la small cap la mid cap sau de la mid cap la large cap? Primul și primul rând, cum am zis mai înainte, înseamnă foarte mulți, adică mult mai mulți bani care intră în lichiditatea de pe piața de capital din România. Gândiți-vă că pe anumite piețe de capital internaționale putem vedea și tranzacții de sute de milioane de dolari într-o singură zi. E bine, în România cred că suntem undeva pe la vreo 13-15 milioane de dolari pe toată piața de capital din România într-o singură zi. Deci gândiți-vă că orice upgradare a acestor companii înseamnă o lichiditate mai bună pe acele companii, o recunoaștere internațională a acelor companii, iar odată cu recunoașterea aceasta și odată cu investiții noi care intră din cauza acestor fonduri de investiții în România, și piața de capital se poate dezvolta, evident, și numărul de investitori poate să crească, pentru că încep tot mai mulți investitori să aibă încredere că piața de capital din România e una bună. Atunci, pe toate palierele putem spune că e un avantaj și dezavantaje nu sunt. Încă un lucru aș vrea să mai întreb, să am și eu o curiozitate. Vom vedea pe data de 19 septembrie niște mișcări bruște, niște mișcări, eu știu, adică în ce sens se va produce toată treaba asta? Vor exista niște mișcări spectaculoase sau mai degrabă totul e în timp cumva, totul se va regla în timp? Totul va fi în timp. Multă lume, chiar și atunci când a fost anunțul acela din 20 septembrie 2020, când a fost upgradat la piața emergentă secundară, foarte multă lume s-a așteptat ca în acel moment să vedem o creștere de 20-30% la acțiunile care intră în indice. E bine, nu se întâmplă chestia asta.
nici pe aia de la fondurile de investiții nu e bun să crească acțiunea foarte mult, decât să cumpere tot mai scump, evident că se întâmplă încet. Deci vor intra treptat tot mai mulți bani în acele companii care au fost upgradate și probabil în decurs de 6 luni, un an. Bine, deci în decurs de 6 luni, un an putem vedea efectele, dar asta nu înseamnă că va fi chiar așa. Poate se întâmplă să vină niște vești negative pe piața de capital internațională asociată din România și atunci piața poate să scadă chiar dacă acele fonduri au început să cumpere. Adică sunt foarte mulți factori care trebuie să luați în considerare ca să ne dăm seama dacă acțiunile vor crește. Ideea e că lichiditatea va crește. Asta e ceea ce trebuie să ne gândim. Acum prețul acțiunii, dar dacă va crește, asta rămâne de văzut. Teoretic, dacă situația e ok pe piață, ar trebui să crească. Dar, repet, nu mult, nu dintr-o dată. Așteptăm să vedem repercusiunile, bine, de fapt efectele, că până la urmă nu putem să ne raportăm decât la o chestiune pozitivă. Mulțumim pentru explicații, te mai așteptăm. Noi acum vom merge un pic mai departe, pentru că simt că ești pregătită să ataci. Ca de fiecare dată.